Shalom! Bun venit în Israel și bine ai venit în casa mea! În ultimul an, peste 26.000 de rachete au fost trase împotriva populației civile din Israel de către formațiuni teroriste. Hamas din Gaza, Hezbollah din Liban, rebelii Houthi din Yemen și în premiera de către statul Iran. Puține din aceste rachete au aterizat efectiv pe pământul israelian și asta datorită sistemului Iron Dome, unul dintre cele mai inovative și eficiente sisteme de apărare din lume. Astăzi vom vorbi despre aceste sisteme de apărare aeriană. Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel și dacă ești gata, hai să începem! Israel dispune de mai multe sisteme de apărare aeriană, fiecare conceput pentru a intercepta rachete la altitudini și distanțe diferite. Iron Dome fiind cel mai cunoscut sistem destinat interceptării rachetelor cu rază scurtă de acțiune la o distanță între 4 și 70 de kilometri. David Sling distruge rachete cu o rază mai lungă, inclusiv balistice, până la 300 de kilometri. Iar sistemele Aero 2 și 3 sunt folosite împotriva rachetelor balistice cu rază Medie și lungă la o distanță de până la 2000. 400 de kilometri. Domul de fier în limba română, Iron Dome în engleză, chipat barzel în ebraică, este cel mai modern sistem de apărare aeriană din lume dezvoltat de Israel. Când o rachetă este lansată împotriva Israelului, sistemul calculează rapid unde va cădea și ia o decizie. Dacă racheta prezintă un pericol real, sistemul lansează un interceptor care o distruge în aer. Totul se întâmplă extrem de rapid salvând vieți. Dar de ce creează Israel un astfel de sistem? În anii 90, gruparea teroristă Hezbollah din Liban a început să lanseze rachete către Israel. În anul 2000 și gruparea Hamas din Gaza a început să facă același lucru. Între 2000 și 2008, din fâșia Gaza au fost lansate 8000 de proiectile, dintre care 4000 erau mortiere și 4000 rachete. În 2006, în timpul celui de-al doilea război cu Liban, Hezbollah a lansat 4000 de rachete, provocând moartea a 44 de persoane, 250.000 de oameni au fost evacuați din casele lor, iar pe peste un milion au fost nevoiți să se refugieze în adăposturi. Generalul Daniel Gold, văzând ploaia de rachete care lovea Israelul, și-a dat seama că e nevoie de o soluție. El a propus un sistem antirachetă capabil să intercepteze rachetele în aer. O idee revoluționară la acea vreme pe care unii experți și lideri politici au considerat-o imposibilă sau prea scump și dificil de implementat. Astfel au refuzat să investească în ea. Cu toate acestea, generalul găsește susținător pentru proiectul ul său, printre care și ministrul israelian al apărării Amir Perez. Echipa de la Rafael, în partenerat cu industria aerospațială israeliană, au demarat proiectul pentru a crea un sistem eficient și ușor de utilizat în condiții de război. În 2018 au început testele iar în 2011 sistemul a fost pus în funcțiune, revoluționând apărarea aeriană a statului Israel. Dar cum funcționează acest sistem în practică? Atunci când o rachetă este lansată împotriva Israelului, sistemul Iron Dome calculează rapid unde va cădea și ia o decizie. Există două posibilități. Dacă racheta se îndreaptă spre o zonă deschisă, cum ar fi un câmp sau o mare, acesta este lăsată să cadă acolo fără a să interveni. Însă, dacă racheta se îndreaptă spre o zonă populată, sistemul lansează o rachetă numită Tamir, care interceptează racheta inamică în aer și o distruge înainte să ajungă în zona populată, protejând astfel civilii. În 2011, când a fost inaugurat acest sistem, tineri soldați din orașul Zderot au fost primii chemați să-l folosească. Sderot este unul dintre cele mai apropiate orașe de Gaza și a fost grav afectat de atacurile cu rachete de-a lungul anilor. Acești tineri au crescut cu teama constantă a rachetelor, ceea ce a făcut inaugurarea sistemului cu ei una cu adevărat specială. Și acum să vorbim despre avantajele și dezavantajele sistemului defensiv Iron Dome. Cel mai remarcabil aspect al sistemului este eficiența sa, care este estimată la 90%. Aceasta înseamnă că 9 din 10 rachete care ar putea cădea în zone populate sunt interceptate. De exemplu, când vorbim de 9500 de rachete lansate spre Israel din 7 până pe 9 octombrie 2023, inclusiv 3000 în primele ore de atac, acest lucru înseamnă că sute, dacă nu mii de vieți au fost salvate datorită acestui sistem. În acest caz, asaltul terestru coordonat al teroriștilor Hamas a dus la o escaladare dramatică a violenței și la amenințarea siguranței civililor din regiune. Un alt avantaj al Iron Dome este mobilitatea sa. De exemplu, dacă Israelul este atacat în zona Gaza, majoritatea bateriilor pot fi mutate aproape de acea zonă. Dacă avem un conflict cu Hezbollah în nord, cum este cazul, de aceleași baterii pot fi relocate în direcție mobilitatea, asigurând de altfel și securitatea sistemului în sine, făcându-l nedetectabil la sol. În plus, sistemul funcționează cu radare, astfel că poate opera în orice condiții mete, o fie că plouă sau că este soare. Iron Dome este eficient în interceptarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune pe o distanță între 4 și 70 de km. În viitor, se planifică îmbunătățiri pentru a extinde raza de acțiune până la 250 de km. Care sunt totuși problemele domnului de fier? Primul și cel mai important este costul. Fiecare baterie, așa cum vedem pe ecran, costă 50 de milioane de dolari pentru a fi construită. În plus, fiecare rachetă ca Tamir din interior acelei baterii costă 40 de, mii de dolari. În prezent, Israelul are 10 baterii operaționale și intenționează să construiască încă 5, dar problema costurilor reprezintă o provocare majoră. Conform centrului. Pentru studii strategice și internaționale în Liban, estimările arată că Hezbollah deține un arsenal între 120 și 200.000 de, de rachete, inclusiv rachete balistice cu rază scurtă sau medie și aproximativ 2.000 de drone. În fâșia Gaza, înainte de ultimul conflict din 7 octombrie 2023, existau aproximativ 15.000 de rachete. Dintre acestea, vreo 11.000 au fost lansate asupra Israelului. Acest lucru înseamnă că Gaza mai are câteva mii de rachete disponibile. Fiecare rachetă interceptată costă 40.000 de dolari, motiv pentru care Israelul a decis să permită căderea rachetelor în zone deschise. De exemplu, dacă o rachetă se îndreaptă spre Marea Mediterană sau o zonă agricolă, este mai eficient să o lase să cadă decât să o intercepteze în aer. O altă problemă cu care se confruntă Israelul în această ultimă rundă de atacuri este limita sistemului. Cu doar 10 baterii, numărul de rachete care pot fi interceptate simultan este limitat. O strategie frecvent utilizată de grupările teroriste în atacurile aeriene împotriva Israelului este supraîncărcarea sistemului de apărare. Hai să vedem cum funcționează David Sling și Arrow. David Sling sau praștia lui David, chiar vă las legat aici videoclipul cu David și Goliat, este sistemul care poate intercepta rachete la o distanță de până la 300 de kilometri, inclusiv balistice, cu rachete staner care costă aproximativ 1 milion de dolari fiecare. A fost folosit împotriva atacurilor din Liban și Gaza, având o rată de succes de 96%. Sistemul Aero 2 și 3 sunt destinate distrugerii rachetelor balistice la altitudini mari sau chiar în afara atmosferei. Aero 2 a fost dezvoltat după războiul din Golf, iar Aero 3 poate intercepta rachete la distanță de până la 2400 de kilometri, fiind folosit împotriva atacurilor cu rachete balistice din Yemen. Aceste sisteme reprezintă o parte esențială a apărării Israelului împotriva atacurilor cu rachete din regiune. Bun, și acum hai să vedem care este viitorul sistemului de apărare al Israelului, Iron Beam. Este un proiect experimental israelian care folosește tehnologia laser pentru a intercepta drone, rachete, mortiere, oferind o soluție eficientă pentru zonele insuficient protejate de sistemul Iron Dome. Ce înseamnă acest lucru? Iron Beam funcționează prin emiterea unui fascicol de laser de 100 de kW, echivalentul consumului de electricitate al unei gospodării medii pentru 3 zile. Fascicolul optic distruge rachetele în aer, având un timp de reacție de 4-5 secunde și un cost de operare 1 dolar per atac. Iron Beam va lucra în tandem cu Iron Dome îmbunătățind apărarea Israelului împotriva amenințărilor la un cost mult mai mic. Și aș vrea să închei videoclipul de astăzi cu un apel la rugăciune pentru pace. O pace mult așteptată între israelieni și palestinieni. Chiar dacă acest lucru nu s-a realizat încă, este impresionant să vedem investițiile și eforturile pe care Israelul le depune pentru a-și proteja toată populația, indiferent de religie, evrei, ei creștini, musulmani sau druzi, toți sunt protejați. Iron Dome apără deopotrivă orașele arabele din Israel, cât și cele evrei și creștine. Să sperăm că într-o zi astfel de măsuri nu vor mai fi necesare, dar până atunci suntem recunoscători pentru orice formă de protecție. Vă îmbrățișez cu drag și dacă vrei să vezi mai multe videoclipuri din Israel, nu uitați să te abonezi la canal. Apasă butonul de subscribe, este gratuit. V-am pupat și ne vedem data viitoare!